Așa repede ați venit de acolo. Deci ce nu vine bagă aici, să văd? Unde se văd? Aici. Nu știu. Păi cum eu deschis chat-ul, că nu văd aici. Păi de ce nu mi-l arată aici? Aici. Da. Ce tatanuță mondială nu mi-arată. Numai serpentina. Da, nu ți-o mai făcut așa și ți-l arăta după aia. Hă? Nu știu. Uite că e lumăcet mi-arată. Și ce să scrii tu nu ți-o arată? Dar de ce nu mi-arată chat-ul cum mi-arăta mai înainte? Cu ăla cu clipul aici, unde e pe... Pe tu ai deschis. No. Nu de acolo. Stai, unde e chat-ul? Aici. Da, deschide-l mică, nu? Să vedem. Unde e deschis? Stai acolo, am dat și eu. Să intri pe clip. Da? Intri pe încolo. Uși mă rămbotă. Ce, bă, că am avut intemperii la din alea, la declarații pe YouTube și pe Facebook. Edmond Nanu, vrei să-ți dau blocat? Zi repede, că așa repede știu să blochez de numa.
Ce a adus mami de la țară? Nimic, a fost închis. Uguri! Și m-a adus uguri de la țară! Iuri! O pungă de uguri din aia negri mi-a adus. Să mă sper, mamă, uguri. Nuci la veveriță? Și ce mai a adus mama asta aici? Ioi. Din alea pentru ceai, toată iarna, măceasă. Asta-ți măceasă, mama? Și măceașă, nuci la veveriță, măceașă să bea tata ceai. Că mă pace ceai și uguri. Că mă pace uguru. Bă, mai ziceți că-s prost. Mă mai faceți țigan prost. Bemați în botă să mă beți amugie halove. Toți care mă faceți prost. Ați văzut ce minte are Nelson? Ha? Am zis că o lasă tungeai pe aia, pe moldoveancă. V-am spus că o lasă. Uitați-vă la clipurile care le-am făcut. Da, să ridic ăsta în sus, să mi-l vedeți ca lumea. Așa. Îl rădic până în altul cerului, de aici îi dau o prestanță de 90 de grade în aplecăciuni. Așa. Și acum îl mut cam tătie atât. Hâți. V-am zis că o lasă vă tunjai pe aia. Cum o cheamă? Stați că vă salută, Nelson, pătăți imediat. Apoi Edmonanu, nu umbla după necuratul, că la mine îl găsă și pe necuratul. Nu numai pe ingerașul meu. Cum mă cheamă, măi, pe aia care stă cu tunjai? Cum mă cheamă, mami? Andreea. Andreea Marin. Bă, oameni, bă, bă, v-am spus, dacă bănică, nică stă într-o dungă. Dacă bănică, asta se scolă ca ora 12. Dacă bănică junior n-o putut să o satisfacă prin, că nu-i vorba de altceva, că nu-i turc, baștan, prin anumite metode, chinezăști, picătura chinezească, moțuna, într-un cuvânt pe românește, mă, ca să înțelegeți, ce mai tot dau eu din ele și din astea la ce? Sadomasochism. Le-ai trebuie sadomasochism, bă, oameni, ascultați ce vă spun. Și turcul, când a văzut că ce are asta, pipi pe ea, și nii, flăimec, a-a, pepe de galben, contabila, știți voi? Joseph, tu, du-te și călătorește separat de mine. Păi cum, mă? Și turcul are, e mai tânăr ca ea cu 30 de ani. Eu v-am spus. Nu-i tătuna când o femeie e mai tânăr și bărbatul e mai bătrân. Ca și invers.
Înțelegeți? Când bărbatul tânăr și femeia bătrână. Zbărci! Zbărci! Nu-i bine! Vă dau poveste grea, vă dau! Era să moră tata, măi! Că de frică! Am zis, mă întorc acasă să mor, dacă și să mor pe pământul strămoșesc. Iui, unde mi-i țărâna? Topoleam Vlad Cristian de la Stuttgart, te salută Nelson Mondialul. Decât să mor acolo mai bine, dar până ajungem la aia mai este. Înțelegeți? Mâine sare Halloween-ul. Bă, eu vă zic drept. Eu știți ce fac. Eu mi-l maschez în țiții. Am adus de la Dortmund o mască, țiții. Și mama mea îl fac țiții. Mi-l fac țiții, mama. Și când îi țiții, le aduc pe ele să-mi iau. Mi iau țiții. La noi, în țară, n-are rost să vă mascați de Halloween. Că voi și așa aveți șepte feță. Vă știți voi, nu toată lumea. Vă știți voi ăia. La ce să vă mai puneți mască? A? Are rost? Dar nici, nu mai așa faci. Îți dai cu mâna și îți apare fața arată. Cine te cunoaște știe. Ăsta e ăla cu șepte feță. Șepte Halloween-uri într-o noapte. Tu vezi că așa s-ar dormi cu mine în pat în pijama. De la George Brunetu, uitați ce am primit. O mama Hana, Momo Hana, fița ta este Nelson. Asta, și așa nu-i nevoie, nii, ia tătania pe hărăr și nii, zdrângăne. Mai ceva ca și Teoliu și Comura alea sau cum le zice. Momohana. Bastan! Ui, ui, ui! Și aici una de la Nino. De pe Germania. Rezerve de Monsignor Luis. 2003 de Bordeaux. Fiți atenți! Se lasă greu! Se lasă greu! În combinație cu Momohana, e tata cu zbârleana. Până una alta... Uguri. Am avut o problemă, de-aia n-am putut să intru la ora 6 și după aceea până a venit Lobodil l-a făcut. Mi-a făcut Lobodil să pot să intru. Uite ce diferență se întrește așa de pe piață. Dar vezi truburi acolo. Așa diferență e la gust, bă, oameni. De necrezut. Uitați, și când scoți strugurile, uitați cum rămâne zămoasă, lezoftul ăla. Vedeți?
La noi, la ăștia din care îi găsesc din comerț când rupe ăsta, nu mai rămâne țeaja aia afară. Să rupe de tă. N-are absorție aia. Așa. Ia să intru eu un pic pe Facebook. Că le-a fost dor la... lumea de mie. Două secunde, prietenilor. Să-i urez la Mihai Medieșan la mulți ani, 19 ani. Adriana Gabriela Găzdac. La mulți ani, Adriana. Ionuț Berche, 26 de ani, la mulți ani, distracție. Alex Fendler, 20 de ani, tineret, domnule, tineret, la mulți ani, Alex. Ișvan Nogi, 35 de ani, Bordoc Suletet, e tata ungurești. Alex Cristian, la mulți ani, Alex. Robert Sandu, la mulți ani, Robert. Iza Dimieru, 23 de ani, uitați ce faină e, la mulți ani. Și Pusi Nicoleta, la mulți ani, Pusi. Așa, bă, prietenilor, bă. Încă vorbiți de mine și eu tot în călătorie. Și, bă, nu mai vorbiți prostii, bă. Îmi spuneți mie că n-am bani de Mercedes-uri din alea și că le văd numai... pe voi le vedeți la mine în clipuri. Voi nu vedeți că eu intru pe ele. Mă joc la butonele ăsta, dau bășâni în mașini. În mașini de 100 de mii de euro dau bășâna. Voi unde dați bășâna, mâncă? Pe scaun de lemn. Păi cum, mă, vă creapă și pantalonii, mă, că-s cusuți cu ață de amul 30 de ani? Păi se poate să vă puneți cu bandea, măi, alo, cum? Distracție mare am avut. Distracție foarte mare. Adela și Cosmin Cozariuc, da, am fost pe Dortmund. Cojocaru Alin. Dacă aș fi o pasăre să pot să zbor, bam, 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 aș ajunge, dar vedeți că e greu drumul, mă. Și cu avionul e greu, bă, te terorizează ăia în aeroport. Trebuie să stai câte 2-3 ore să aștepți avionul. Când vine avionul, te urci în el, când aterizează. Nici bine nu pune roțile jos, că românii, bă, deschide ele, își dea bagajele și stăm chicioare înghesuiți. Înlocnii, bă, nici la ușa principală. Aștept să-și ia ei din față. Janta au coborât și cobor elegant, bă, nu stai în chicioare ca marhăle, te înghesui. Pe noi suntem învățați de pe timpul lui Ceaușescu, la rând, la carne, la dinele, la tramvaie, la troleuri, la metrouri.
Puțină calitate, mă, că suntem în avioane, mă, supersonice. Eu întotdeauna mă dau ultimul jos din avion. Ultimul mă dau. E când să mă înghesui. Florin Răzvan, mai zăpăcit. Mai zăpăcit. Lasă că și acolo intru. Că nu-s disperat să ăsta intru, accept, vă, ăsta, văd care a scotizat, cum, mă, nu merge așa, acceptă-mă. Cum? Uitați, cum viu acasă din străinătate, mămăligă cu lapte, tăiței cu brânză. Cum mă duc iar afară, chițuri. Chițuri în restaurante. Aici sunt cam scumpe restaurantele, n-avem ce face. Dar o să desparte aia, mă, voi vă dați seama, mă, de tungeai. Uitați unde am făcut clip și am zis, are tu un an de zile împreună ăștia? Trei ani? Eu am zis că am vreo 2 ani, am zis că stă... Am greșit cu un an, scuzați-mă. Dar din ăștia 3 ani, cât o stat împreună? Că ai plecat pe nu știu unde, ăla ai plecat iară cu afaceri, de la aduni, nu este un an împreună amândoi. Bine, mă, cum? Te salut, Vlad Dârjan. Lasă să mă omoare chițul pe mine. Pe mine mă omoară pentru că mânc prea mult, chiț par să-i omoară că nu-l vede. Trupul fără carne nu merge. Ce faci vot? Amu, ce mânc? N-auzi? Supă. Ce supă? Fișoară. Da? Pune-mi supă să mânc. Hai să mă întorc cu fața către ei. Te pui, cum ai venit acasă, cum ai luat Facebook-ul? Intri în Facebook să vezi cine ți-o trimis mesaje. Lobo, da. N-ai avut semnal la țară? Hă? Cât ai făcut asta? Și el când am venit în loc să-mi pui supă direct să mânc, m-ai lovit cu ceaunul cu sarmale. Direct cu un ceaun de sarmale am fost lovit ieri când am intrat în casă. Așa. Cum carul meu să-l pun ăsta? Că-i găsesc eu, bag eu un cui în părete zilele astea, stai liniștită. Bag eu cui în părete și rezolv eu situația. Ai prins ceva la fotbal, Lobo? Ha? N-ai pus? Așa, pe așa, mă, să vă pot vedea ca la știrile televiziunilor. Da, da, un ceaun de sarmale. Așa e că respir greu. A? Mi-a zis că nu pot să umblu nici pe stradă, că nu mai pot să respir. Și o fac mii de kilometri pe săptămână. Pușcau Flaviu, să te salut și eu.
Ia blocaj care mai făcut tâlhar, că trăiesc cu măta. Trăiesc cu măta, japiță ordinară ce ești. Bă, vă dați seama, bă. Să porniști tu în Germania cu godici, cu trupa. Stă într-o dungă asta. Eu nu știu de la ce văd tot într-o dungă. Cred că acum e bine. Să mergi. Una, două, trei, patru. Să merg la patru din astea, bă. Distracții. Și să refuz să rămâi numai la una. O trebuie să mă duc la nuntă, botez, club și zoonomastică. De la nuntă trebuia să iau bani, de la botez trebuia să iau bani, de la club trebuia să iau bani. Și am refuzat banii și am rămas la zoonomastică. În continuare, s-a prelungit. Băi, vă dați seama, bă! Nu trebuie bani, mă! Mai bine distracție! Nu trebuie bani! Mai bine distracție, mă! A? Ce ziceți? A venit fără nici 5 bani acasă. Dar a venit cu distracție, a venit cu amintiri frumoase, cu unele acapărări de cunoștință noi din toate domeniile. Pentru că eu v-am zis, omul și când... Când crede că învăța de tăte minte, zice, pe tătele știu, știi tu, carul meu. Zamă. Relații de prietenie, noi numai lumea grea. Numai lumea grea. Mami, dar ce carne ai pus aici? Curcan și de vită. Curcan și vită. E scumpă oară carnea de vită și de curcă? Numai lume grea. Lobo, da. Tu mergi la Halloween să la un club? Să nu te prind că te maschezi. Ce bună zamă a făcut Liana, mă. Bă, și la restaurant e bună mâncarea. Înțeleg? Mai ales în străinătate. Și la noi. Restaurantele de lux, da. Dar ca acasă nu-i niciodată viață. Ieri de când am venit acasă am mâncat vreo 17 sarmale, un Laboș, de la atâta de macaroane cu brânză. Să nu vedeți cocoșelul? Și acum o dau pe zamă, să mă spele pe burtă. Cred că s-o supăra godici și formația. Că nu m-am mai dus. Apoi, mă, oameni,
N-am vrut să mă duc. Că nu mi-o trebuie bani. Asta mai bine să mă distrez. Fel, fel. Tie tata. O groază de fete. O groază de fete, am dansat. O groază de băieți. M-am dus la Lingispir, la restaurant, chinezăz, la dinăr. Bă, în Germania asta mă rog dacă nu-i plin de restaurante chinezăști. €20 mânci toate finometurile, prăjituri de toate. De acum n-am mai mâncat mult. Am învățat de data trecută să nu mai pățesc iară ce am pățit. Bă, Dani, vezi că ce farfurie am eu, mai rar, eu mânc din ce-mi place mie, bă. Ăsta e zepter, o ține caldă până mânc. Și am observat că mă iubesc femeile. Moare după mine. Las că vedeți voi că clipurile le postez pe pagina altă, pe Nelson Mondialu, pe canalul ăla la YouTube. Ăla mare. Ăsta fac numai live-urile. Ați văzut în ce Mercedes am dat bășână? Mercedes de 160.000 de euro. Vă dați seama să ai prestanța, onorabilitatea să te bășești într-o locație de 160.000 de euro. A? Alo! Asta e șmecherii și fandosel, mă! Ăsta din lista neagră. Luam ni-l la pupu de Halloween. Vedeți că îl dau cu usturoi să nu vă ciurmuliți. Sigur că da, vreau să bandit, are grijă de voi. Cum credeți voi? Mi-l dau cu usturoi ăsta din lista neagră.
să mi-l luați la pupul de Halloween. Da. Serus Becali. Bă, te ziceți că de ce n-am mai postat când am mers? Și de ce n-am vorbit cu voi pe Facebook? În zona asta în care am fost, deci atâta de slabă rețea este, că am pus un clip de 8 minute să se încerce și când mi-o spus acolo 35 de ore, am crezut că bolunzesc. 8 minute în 35 de ore să-l urce sus. Pe atunci are rost să mă enervez? Eu acasă și îl încărc acasă. Cum? Ce credeți voi? Vasile Cătălin Țințișan. Te salută Nelson Mondialo. Avă la cât e tata. Daniel Grig. Nicu Constantinescu. De pe Austria. Ce clip mi-o trimis cu negru ăla? Morari Rinel? Auziți, băi, oameni, că nu stau mult pe live, vă povestesc scurt. Igre. Igre povestea. Hai să-i dau o distribuție pe YouTube. Să știe lumea că-s pe YouTube. Bă, Lobo! Da? Da, vină un pic. Funny video? Ce înseamnă funny video? Clip amuzant. E? Sunt, stai mă acolo, eu. Am doi prieteni. O fete așa mea de 17-18 ani. Vreau să-mi mărite. Eu-s major. Nu, îs major, când ți-o-i dau un... Eu-s major. Un mama... Oana, mama Oana... Mai umbli cu fata asta ca să știu. Că te singur te văd, că dacă nu decât să stai supărat și năcăjânii, odată te duc pe Dortmund, unde ți-a ales la Berlin și te sur? Unde ți-a ales la Dortmund sau la Berlin? A, alege, dacă nu te duc la Tulcea. Hai un păhăr de la mic. Îi până, mă, omule, mă, păhăre, mă, Lobo. Ia din ăla de acolo de sus, din vitrină. Ăla mic cade, să văd. Atât. Vezi ce are el, numai bote de ele, nu știu ce sunt. Nu pun mult. Atât. Doamne, dă-vă sănătate la toți prietenii și la aia care mă vorbiți așa un pic pe la colțul gurii și la aia care vă uitați așa un pic chiorâș la mine. Sănătate să vă dea Dumnezeu la toți. Așa cum îmi doresc mie și vouă să vă dea ei. Bă, e, inima mare. Cum credeți voi? Ce tu? Am crezut că e tare, dar nu mă, nu be! Uitați, nu be că de la gură iasă. Ia!
I Viagra, wey. Bă, practicilor, bă, lăsați că vedeți, voi clip. Că-i dau drumul așa câte unul pe zi, pe pagina aia arată. Auziți, bă. Grea viață lăutarii, bă. Voi vă dați seama, 2000 de kilometri de la Cluj am mers la Sebeș, de la Sebeș la Timișoara și de la Timișoara iau-o mâncavaș până dincolo de Dortmund. În dubă, cu scule, cu muzicanți, cu organiști, cu instrumentiști, cu soliști vocali. Pornești la drum. Chestia interesantă e că am vrut să văd, să trăiesc, că eu tot am auzit de la lăutari. Mai ales când o dat-o pe aia pe Muiu, pe Muiu Beyoncé, de l-o spus pe Guță că în parcări, mâncare, somn în mașină, băi, fix așa e, bă. Băi, fix așa e, bă. Bine, sunt lăutari care se respectă. Băi, omule, mă respect ce mai încoace în cul. Mie, angajez șofer cu scule, i-am pus GPS-ul, acolo s-a ajuns, mă. Iar eu îmi iau avion. Dar ca să umbli, să strângi de bani, că dacă îi așa, dacă ai informație, 5 lăutari, 5 instrumentiști și 2 soliști, deja e șeptie. Dar dacă iei biletul dinainte, că mai mult de 100 de euro nu e. 700 de euro, dar dacă stai să te gândești, 700 de euro. A? Dar un lăutar care se respectă și eu sper ca toți lăutarii să procedeze așa, bă. Trimiteți, băi, șofer cu scule, 2 șoferi, să nu dormă unul, când dorme unul, conduce ălalt. 2 șoferi, plătiți, plecați la locație. Iar orchestra, pavion, nic, în 2 ore ești acolo, ai făcut un duș și poți să stai la o cafea. Ca la mine s-o mai putut? Băi, oameni, bă, până la Dortmund am oprit cam de vreo 5 ori în Peco. În Peco, să bem câte o cafea. În 5 Peco unde am oprit, români, nu l-au cunoscut pe niciunul din formație. Pe nimeni. Domnul Nelson, n-o ce ziceți, mă? În 5 Peco în țări diferite. În ultimul Peco, chiar aproape de Dortmund, am pozat pe Facebook, nu știu câți, 3 sau 4 câți băieți de la Iași, muncitori. Stăteau și să uitați și să vorbea, le era rușine să vină să zică să-și facă poză cu mine. Dar bucuroși că m-a întâlnit, zice domnul Nelson, te urmărim. Ne punem casca și are suport ca și la aia cu telefoanele. Are suport în față și în față e telefonul pus pe laterală de cască și dă drumul, bang, se uită la clip și te încuiaște. Pe cum, bă? Deci peste tot unde am oprit români care m-am întâlnit cu ei, mă. Bă, eu chiar că persoană importantă cunoscută în România, mă. Eu chiar, bă, că-s persoană importantă cunoscută în România, mă. Sunt atâta lume, mă, să mă cunoscă, mă. Hă? Ei ceva. Ei ceva.
schimbați-o de pe canal de Radio Marâncar, parașuta că o pus-o în mijloc, bravo, ai stil, depravată că n-ai bărbat. Depravată că n-ai bărbat. Mai bine lasă ea călenia pe... Omalăi, tăte, măi, emisiunile, mă! Deja și ăștia de la ei umor au început să facă manevre. Nu te poți bucura de o emisiune, într-adevăr, să știi că... Mai beau o gură de Mamohana. 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 Marijana. Mamohana. Toate aromile posibile și imposibile. Dau o secundă să mai dau un blocaj la un sugaj. Bun. Da, acolo mă uit la ei umor. Dar nu mă uit, l-am pus așa ca să pentru vizibilitate. Băi, fraților, bă. Eliana acasă. Dar bă, n-am încotro. Că am vrut să intru la șasă, că era dusă, să pot să povestesc cu viață. Dar o povestesc așa, trec peste jurământ. Înțelegeți că e vorba de poșetă. Deci, într-adevăr, e foarte greu să mânci tu ce-a pus să mergi să te speli pe mânuri în baie. Să-ți mânci salam cu sandwich, să-ți faci... Mie nu-mi place așa ceva, băi. Mie nu... În fine. Am vrut să văd, într-adevăr, viața asta a lor. Deci e foarte greu. E foarte greu. Săracii vin rupți de obosâți, trebuie să stea să cânte. Trebuie mai oameni care dați bani la răutari. Nu-i luați înapoi. Nu-i luați înapoi că Dumnezeu nu vă dă, nu vă ajută. Pentru banii ăia pierdeți de 50 de ori mai mult. Nu-i luați înapoi. Dați-i cu toată inima. Dacă nu, stai în banca ta, mă. Lasă fartițile la o parte, mă. Pe cum? Oricum, eu nu vreau să supăr pe nimeni. Mă refer la saxofoniști. Dar Godice ăsta, când îi spune la formație tunete și fulgere, și mitraliere. Măi, ce face ăsta din saxofonul ăla, mă? Ferească Dumnezeu că scolă și morță din groapă, mă. A, pe când îl doinește, de nu gândești că văi de lacrimi, susurește, mă, când doinește el. E greu, omul. E greu. Vai, plângeți aia în pun să-ți plângi. Să le suși coile la tăți fanii în ei. Așa, uite, așa în ea. N-avea Godiș la mașină, vă. Un GPS. Cam de până 2002, GPS-ul. Ăla mic care arată numai cărările. Numai cărările le arată la GPS-ul lui Godiș, mă, cavaș. Când am ajuns la locație, de nu ne-a băgat GPS-ul în Münster. Münster, așa e zice la oraș. De nu ne-a băgat, de 7 ori ne-a băgat pe o parte și de 7 ori ne-a scos pe aia altă. Și face Godiș, gata, aici l-am găsit.
Băi, omule, mă, pune-mă mâna pe telefon. Eu nu-l cunoșteam. Pe Brunetu. Nu. Nu-l cunoșteam ce fel de om e. Mă gândeam eu, nu, că are club, are dinare, dar nu-l cunoșteam. Am zis, mă, George Brunetu de la Medias. Oprești mașina ei. Am vrut să mă dau jos cu bagajele, mă. Să fac autostopul. Să mă întorc în țară. Rugs de obosit. Păi voi vă dați seama că am pornit la 7 dimineața și am ajuns acolo la 7 seara. Câte ore zlobă de la 7 dimineața până la 7 seara? 48 de ore. Ce 12, măi? Păi de la 7 dimineața până la 7... A doua zi, mă! A doua zi! Vă dați seama? Am vrut să mă dau jos cu bagajul, să plec. Stop, mă, trage pe dreapta aici și dă-mi-l mie la telefon dacă ți-e rușine să vorbești. Cheamă-l, măi, să vin aici, că la mine devine cineva și îmi spune, nu te găsesc, îi spun, unde ești? Acolo. Stai că viu după tine, dacă nu, pune un taxi în fața ta și dă-mi-l pe taximetrist aici, că eu îți plătesc, nu-i problemă. Mai mult de 10, 15, 20 de lei nu costă. Băi, până la urmă oprit, măi, și vorbesc cu el într-un peco, zic, să vedeți că tot, băi, că te formați, să vedeți că mai mult de 5 minute nu poate să dureze și omul e aici lângă noi. Nu suntem departe de locație, dar deja, bă, că GPS-ul ăla, care arăta numai cărări, nici uliță, mă, cărare, mă, ne ducea și ne scotea. De 7 ori să intri într-un oraș să te scoată afară. Și am zis tare, păi să vină, mă, încă... O veni, mă, cu un Audi, ferească Dumnezeu, plin de butoane și de senzori, Audi. Sigur. Ioi că când povestesc faza asta, și acum gândești că s-a obosit. Și acum gândești că s-a obosit. Cum s-a pus amândoi acolo și stă și ascultă. Bă, da, v-ați pus să ascultați? Pe haideți aici și stați, nu stați acolo ca sugacii! Bot! Ce-i, mă? Ești la baie? Da. Am crezut că bine. Mă face să povestesc, să vedeți după ce povestesc ce bătaie el. Că eu am fost dus, băi, oameni, am fost dus să mă răcoresc. Înțelegeți? Eu am fost dus să mă răcoresc cu muieri. M-a dezbrăcat golgoluț. O tras anile de pe mine, mâncava. De m-am spus, stați că mă s-o smurci, stați că mă rupeți anile, nă, dragii mei. Dă-le jos! Dă-le jos! Și o venit după noi, George, mă. Și am ajuns la club. Golden Gat. Pisica galbenă. În Italia mai era un club. Pisica neagră. Gate... A? Cum? Gato Nero. Ce e aia? Vezi tu, vrei să știi ce e aia? Ți-o trecut vârsta. Nu vreau să știu, dar... Ți-o trecut vârsta.
Și auziți, băi oameni, ajunge la club. Imediat, cameră cu baie, să mă spăl, să mă schimb, mâncare pregătită, tăt. Sărutau ar tata să o sărute pe o conașă. Uitați ce de la televizor. Fut-o schelul lui Dumneca, stai să schimb și ei, știrile Pro TV. Băi, oameni, nu vă lăsați influențați. Nu vă lăsați influențați de ce spune în televiziune. Eu vă spun iară, de pe acum. Mereți înainte cu Iohannis și dacă dă Domnul Dumnezeu să-l aleagă pe Cioloș, că treaba e bună. Nu vă lăsați influențați. Voi nu vedeți că ăștia din partidele alealte îs numai cu dosare penale. Ei au dosare penale, auziți aici? Au furat. Au furat, bă. Deci la ei, în ziua de astăzi, a furat 1 milion de euro. Știți ce înseamnă? E un fel de cum, nici nu știu cum să zic, nici nu infracțiune la ei. Deci ei atât au dosare penale, iar pe hoții de drept comun, care au furat de foame și de una alta, îi ține acolo vai șamar de capul lor înghesuiți, ca sardelele în cutie. Nu-i alegeți pe aia, mă! Voi vreți să avem o țară de recidiviști la conducere? A? Să ne fure în continuu? Și auză-ți mâncam așa. Mama, poți să povestesc liniștit? Nazarea Claudiu, eu ți-am spus și îți mai spun o dată, vezi că nu așa se reconstruiește o țară care a fost furată 27 de ani. Înțelegi? Nu așa se reconstruiește, ce s-a furat 27 de ani să fie altul într-un an. Stai liniștit că acolo prima dată, ca să, eu am mai zis în clipuri, ca să poată să o aducă pe linia de plutire, trebuie stârpiți viermii. Înțelegeți? Că viermii ăia dăunează. Ca și la cartofi, ca și la mel, pomii, fructiferi. Pe timpul lui Ceaușescu nu-i prea stârpe pe viermi, la cartofi și la legume și la fructe, pentru că atunci era din abundență. Trăia și ăia, trăiau și ăștia. Nu era populația așa mare, atâtea guri. Dar acum sunt multe guri, mă, și când se fură numai un pic, se simte. Dar aici nu se mai fură un pic, aici se fură în gro. Înțelegeți? Trebuie să știți, mă, n-au pus să ai mentalitatea lui Nelson Mondialu. Că de-aia am zis ce Nelson Mondialu. Cam aici. Bă, n-o bine, hai că las politica. Băi, prietenilor, bă. Rup de obosit, că n-am dormit, nu știu de-am închis ochii fracțiuni de secundă cu frică, în dubă, atâtea mii de kilometri, în față stăteam lângă șofer. Nu știu de-am ațipit, adunat total 5 minute. Bă,
eu își-l ofer, dar și când stau lângă unul, dacă nu-l cunosc, eu bine nu stau, dar dacă-l cunosc, că-i șofer bun, și atunci stau un pic, înțeles că, da. Nu ziceți, mai că unul din șoferi, băi, așa ne-a să despărțea autobanda în două, mâncava și pe mijloc era din ăla, indicator din ăla, cu, din aia, butoi din ăla cu cei, cu nisip, cu apă, nu știu cu cei. Ăla a fost fluorescent. Și nu m-ar văd pe șofer că nu ia nici la stânga, nici la dreapta, că o ia direct înainte. Noroc că nu mere duba mai tare, adică cu 80 mere, cam așa, cu 80. Băi, oamenii, bă, ăla nu-l luat-o nici la... Și-am zis, bă, unde mere? Era să intre în ăla, mâncava. Pe mi-o stat inima în loc, mă. Dubă înaltă și cu dinare, pe autobandă circula în Germania. Era Baștele mai încolo. Era Baștele. Păi tu îți dai seama acolo, acolo de-ai făcut un accident mic, intră încă 500 de mașini în tine. Îmi dă mie tot peștile și broștile și bauștele îmi dă-ne. Păi m-am spăriat din urmă, mă. Și iar într-o parte drumul s-a îngustat cu din alea, că autobanda s-a lucrat pe partea alaltă și o partea asta l-am tot făcut-o și dus și întors. Nici cu niște denivelări din alea așa și n-o văzut ăsta, mâncava și-o intrat pe denivelările alea cu vreo 90. De așa ne-au făcut duba, va, aoleu, nu-i mai costruga godinș pe el, mai. Deci n-am închis un ochi. Rup de-o văsut, am fost botul meu. A dat seama. Și am intrat la duș. Și am făcut un duș fierbinte de vreo 10 minute. Și după ce am dat drumul la șetul rece pe mine. Pe moment. Am zis, apt încă de 24 de ore să nu dorm. Pe moment. Înțelegeți? Dar după ce am intrat înăuntru, iar în sală, la căldură, la ghele, iar m-am moleșit. Și a trebuit să dobor o sticlă de Jacky. Am băut vreo două sticle de Jack. Mâncam așa. Și a început lumea să se adune. Orchestra să intre în forță, Tony de la Brașov și cu fata asta de la Clejani, nu mai știu cum o cheamă. Formația Peche, Toboșaru, Godici cu saxul, copilul lui Godici, Cavaș. Și când am ieșit de acolo, știți cum am ieșit? În ritmul muzicii. Când pe-un ticior, când pe l-alalt. Bangarangat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 angar
închinare, dă-i șirii, vreo cinci, blondă, roșcată, Fiver King de femei. Fiver King de femei, înțelegeți voi? Cinci pe mine mâncava. Una pe la urechi, una pe la nas, una pe la gât, una pe subsoară, una... Și dă-i... Și dansează, și râde, și glumește. Acolo cu George, cu frate-su,
cu Elvis. Deci așa rupt am fost, băi, oameni, că dădeam dedicații pentru prietenii mei. Îi spuneam la aia pentru Majaru și ea zicea pentru Măgaru. Ce, mă, tu, Majaru? Pentru Măgaru! Încă o dată e la Nelson Mondialul. Fii, eu credeam că așa, mă, zic, poate așa aud eu. Ei, pentru Claudiu Schuster, din Germania, pentru, făcea pentru Claudiu Schusterman. Am fost rupt în gură. Că în Germania ați permis să fii rupt în gură. Au venit vreo 2-3 băieți din Germania acolo. Invitați. Și mi-a dus două bobe Iașenia de mare. Bob Marley Iașenia. Dar cap teatra. Pe Nazariteanu o mers. Pe Nelson Nazariteanu, așa îmi ziceau ea, Nelson Nazariteanu. Vă dați seama. Bă, mâncava-și, bă, câtă dimineață mi s-o făcut rău. Câtă dimineață nu mai vedeam bine, nu mai respiram bine, îmi vine rău de la stomac. Mami, știi că era să mor? Îmi vine rău de la stomac și amețeam. Aveam flash-uri din alea, negru, coal, în ochi. Înțelegi? Și? Ce-o zis băieții ăștia? Doi. Mă, nici nu știu, cred că de la... Cred că de la Frankfurt au venit. Eu nu știu. Nu mai îmi amintesc. Doi, care mi-a dus și Bob. Nelson, hai, fratele nostru, să te ducem că ți-am luat locație. Să dormi liniștit ca lumea. Și eu am zis că te-ai, bă, nu mă duc să dorm. Eu eram inconștient. Nu mă duc, bă, să dorm, bă. Că nu vreau. Hai, mă, zice, că este cine să aibă grijă de tine. Eu te mă uitam pe acolo, pe la puicuțele de acolo, de la George. Înțelegi? Nu că aș fi vrut eu să ăsta, că așa eram bleg. Da, dar știți voi cum e omul băut. Hai, Nelson, lasă că avem noi striteze, stoardeze. Mă mâncava și mă duc cu ei. M-a suit în mașină. La un hotel, urcă cu mine până sus. O cameră. Apartament. Un pat cât camera mea. Un pat cât când făceai rota țiganului, el și într-o parte și în aia altă. Așa pat era ăla, mâncavaș de mare. Apartament de vreo 200 de metri pătrați, la un hotel. Nu mai știu ce hotel era. Și auziți. Când intru înăuntru, mă uit în cameră, trei. O blondă, o brunetă și o roșcată. Numai țiții avea pe ele și în rest nimic. Bichinei, țiții. Eu când am intrat înăuntru de buigat cum era, eu am crezut că-s plușuri, femei din pluș.
Înțelegeți? M-am uitat la ele când o ridica mâna zâcnică și mișcă. Hai de la noi! Pe când să mă întorc să zică ăștia că nu vreau să stau. A fost închisă ușa. A fost închisă ușa. Și s-a ridicat alea. Da, sigur. Ce mai pot? Stai și mă urmărești să mor eu dacă nu. Așa-i cum mă face să am scandal și nenorocire, să mor eu. În fine, s-o ridicat alea, mă, în casă. Și trăjeau de mine, eu ca niciodată nu mă lăsam. Și o să le dezbracă-te, mondialule, că ai picat pe mâna noastră, n-am murască vestul, că tăi te lauzi în clipuri, că tu ești baștan. Mă, și trăjea de haine, mă, și eu nu vroiam, o zis, să-ți rupem tătătă hainele. Cum să-mi lasă să-mi rupă tricoul meu, firmat, pantalonii mei de stofă, nu cașmir, am uitat cum, de cașmir, dar nu de cașmir, că am uitat cum îi zice, să-mi rupă. Am zis, stai că mă dezbrac eu. Băi, oameni, mă. M-a băgat în duș, ca pe un bebeluș m-a spălat. Și eu amețem mai tare, mă. Deci n-aveam nici putere să le zic că apa caldă nu-mi prinde bine, mă. Mă amețem mai tare și fleșurile mai tare, mă, bum, 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 bum. Înțelegeți? Ce-am făcut? Mica, mă, ce, ai făcut ceva de ți-o frică, hă? Păi, dar n-am făcut nimic. N-am făcut, mami, nimica. Că chiar pe bune că n-am făcut nimica. Bă, oameni. Și m-a dus în pat. M-a șterzea așa, ne-a mă șterzea cu prosopul și m-a zvârlit în pat. Gol, pușcă, cum m-a făcut mama? Pușcă, cum m-a făcut mama? Ce auziți? S-au zvârlit ele pe mine. Înțelegeți? Atât am apucat să zic, lăsați fereastra deschisă. Lăsați fereastra deschisă, o să-ți las că pornim clima. Și-o dat drumul la climă. Zic, mi-e cald, mi-e rău. O dat drumul la climă. Dar când a venit aer rece, mi-a mai revenit și eu, mă, cavaș. M-am simțit un pic așa în forță, un pic, un pic. Ei, și trăjeau de mine astea. Și nu mă sărutau de la degetuță până în vârful capului. Mă, una dracu, bandită, făcea ce făcea, tă să urca cu curul că tămin să-mi pună flota pe bot și pocă ce-o parlă, du-te înapoi, pocă ce-o duplicat, du-te. O vrut să mă dea la pupu. Înțelegeți noi? Bă, ea le trăjea de mine să le bombardez și eu trăjeam de morte. Măi, ascultați ce vă spun eu. 3 ore m-o hărțuit în pat. 3 ore m-o hărțuit în pat până am zis, lăsați-mă să vă zic o poezie. Nimic. Erau în călduri. Erau că la un moment dat, la un moment dat, și-a făcut apariția Nicolae. Înțelegeți? Cloc de paie, dar pentru scurtă durată.
ce-i cu blegul ăsta, mă? Tu lăsați-mă să dorm și apoi o-mi vedea noi. Nimic. Bă, și când o zis una, cască gura. Dar ce vrei să băga? Cască gura, avea un plic. Cu gel din ăla. N-am avut încotro că... Și-o băgat una de ajutuia care a ea, unde am locul, la zinzie, se aranca ei și m-a prins de zinzie. Și așa m-a creșcărat gura, n-am putut să le mușc. No. Și mi-a băgat gelul în gură. Și am o așteptau, numărau, de la 100 invers. Gel din ăla care a văd la cât e tata. Păi nu m-am văzut dintr-o dată că se îmbujorează și râie. Ce v-am spus? Dar iară, bă, pe când m-am gândit și eu că aș fi cât de cât bine, iară, mă, am avut bătăi din alea la inimă, pe gelul ăla mâncav așa, și cu comprimantele, și cu băutura, și cu obosala. Puteam să mor acolo, muream în dormânt. Muream în dormânt, măi, oameni, mă. Ce gândiți voi, mă? Și m-am enervat, am zis, auziți tu, așa vă arunc pe fereastră? Păi, bă, nu vedeți că o trag de moarte tu. Eu trag să mor numai pur și voi sunteți tăt pe carul meu. Păi nu vedeți că e inofensiv. În momentul de față e inofensiv. Lăsați-mă să dur. Bă, oameni, mă, am fost chinuit de pe la vreo 7 dimineața până pe la vreo 10. Și într-un târziu s-o dat și ea seama că așa e cum zic eu, trebuie să dorm. S-o luat-o cu frumosul, n-o bine iubire, te înțelegem, nu știu ce, bă, și m-o legănat. Ca pe un copil mic, m-o prinzi așa în ea, s-o puse tăche, trip berberea ca peste mine și m-o prins și așa, mă făcea ca și cu sărcitorul când întins pătura. Dar că mami puișor, că mama ți-a duce ție la piență, ți-ți rău de sare. Înțelegeți cu asta treaba? Și uite așa m-a dormit, băi, oameni. Nu mă trezesc pe la 6. Ce ziceți, cum mă trezesc? Eu am crezut că băga perinsul mie. De unde că și-au făcut efectul ăla? Tronful dindă. Tronful a fost dindă, măi. Cu curul în sus. Mă, ce că mă iute, tu. Unde să ne mă uit nimic? Eu în cameră gol. Mă uit pe-n cameră. Mare, mă, apartament, bă. Mă ridic din pat. Mă duc la baie. Băi, nu ziceți că în baie mâncava așa. O cabină de duș. Cu o grămadă de nu știu ce din ele, jeturi de pe toate părțile. Și un jacuzzi, o vană. Dimă, lângă e un din ăla de fier cu găleată și cu două șampanii în e. Ele trebuia să le servim seara când a venit, dar pe de unde? Dimineața când a venit, dar pe de unde? Ies de acolo, mă uit pe cinci vârlu ochii că nu mă întiorăia mațele pe frigider. În frigider nu erau numai băuturi, ceva luni, ciocolăți din ele, dar văd încă ușă, fără aia de la intrare. Deschid ușa. Draperiile trasă. Cameră. Mai mică. Astea dormeau. Și unii. Am aprins lumina. Alo, dar până la ce oară dormiți? Nu s-o uita la mine, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă mint. De s-o uitat aici, direct acolo s-o uitat.
Au zis, ioi, că ioi, ioi, măi, omule, măi, că ai înviat, măi. S-a auzit. S-a ridicat telesticul la comandă. Tata bandit, sigur că da. Direct a fugit în baie. S-a dat drumul la apă să facă... Unde merg, dragul tati? La Halloween party. Ce Halloween party, bă? Nu merg nicării. Ce să faci tu acolo? Cum ce să fac? Să nu te festezi. Să nu te arătate. Să mai împun costum. Ia-ți euro ăia să-i plătești în euro. Auzi, Robo? Să n-aud că ai băut sau că din ele? Băi, oameni, s-o pregătit aia cada. Deci, patru am intrat în jacuzzi ăla, patru persoane, și mai era loc încă de trei. S-au început să facă bulbuci cu spume din ele, lăsați că vedeți voi, în clip. Și m-am băgat înăuntru să băga și ele. Numai cât eu, nimic, măi, de aia nerg pe ele. Eu dacă m-am jurat la Aliana că nu am contact sexual cu femei, apoi eu nu mint. Înțelegi? Eu nu vreau când viu acasă să o văd supărată și chestii din astea. Dar nici să le zic lor, tu vedeți că m-am jurat. Că apoi zice că ce bărbat ești tu. Dar eu le refuz. Deci nu mai le-am... Bă, oameni, bă! Să rupă carnea de pe mine, mă! Să... Ăsta că o văzut... Păi eu știți ce am făcut? Am luat cuierul din ușă și mi l-am încățat de ăla. Și pe cuier era sacoul și blugii. Și ori ține mă plimbam cu el, gândești că eram dulap. No, nu le-am dat voie să mă reguleze cum ar veni. Ce te-a râs, mă, atâta, mă, că eu zic de adevărul. Să fac pe tata un pic acolo. Nu le-am dat voie. Dacă am promis, că voi nici nu știți că eu am promis la Liana. Am promis. Așa s-a zis, Liana, de ce ai venit așa bleg acasă? A zis că-s bleg, mă, ta. Ea nu-și dă seama că s-a obosit de la avion. Că am fost terorizat înainte să urc în avion, cât am stat 3 ore acolo. Nu, bine, tata. Ai bani? Da. Așa. Da, mă. Frumusețe de femei. Frumusețe de femei că alții nu s-ar fi lepădat de ele. Ar fi comis-o. Dar eu... Asta e la mine, mă, de-aia îmi zice mie mondial și de-aia Liana are încredere în mine. Poate să mă lasă de amunea să mă vadă între 7 femei și să iasă... Deci știe că sunt între 7 femei goi-goluz de așa, înțelegeți? Și știe că nu le fac nimic, pentru că ai promis. Eu ai promis, eu. Ce-ai mâncat acum? Nu înțelegeți? Oricum. Mami, eu zic copiii că nu-i dai de mâncare la veveriță. La ora 9. La ora 9 îi dai de mâncare la veveriță. Oricum, să știți că... No, după aia ne-am întors acolo la... Tăclaudiu îmi vine să zic, pe Germania, la George. După masa am plecat la restaurant. L-am cunoscut și pe Valoarea, adevărata Valoare Beinur. Mare plăcere pe mine, bine, mă, oameni. Sunteți oameni grei, mă, ca și când i-am cunoscut pe Cortuneni. Înțelegeți? Oameni grei. Pe Seif de la București.
mai multă lume. Mai multă lume. Că aici lumea se împarte. Străinătate, România, Majaru, Claudiu, Nino, oamenii în străinătate și mulți, mulți, Padi de la Bruxelles, mulți. Înțeleg, nu le pot înșira numele la câți oameni am cunoscut și de care m-am bucurat că îi cunosc. Da, ce te scrieți? Am cunoscut și femei. Am cunoscut și femei. Eu vă spun. Pentru mine e o mare plăcere. Uite cum a fost în drumul ăsta să cunosc asemenea personalități. Ca și în alte drumuri. Când m-am dus cu Marius Negrea. L-am cunoscut pe Claudiu, pe Nino, pe Martin, pe mai mult. Acum iară, m-am dus cu Godici. Înțelegeți? Deci, numai și numai noi pretinii, noi pretinii. Și auziți? Lume grea. Șmecheră. Categorie excelentă. Lux. Am cunoscut și persoane muncitori sau aceeași plăcere. Aceeași plăcere. Și eu să mai cunosc. Pentru că invitații am iarăși. Invitații am iarăși. Uite, ăștia-și face reclamă la... Până la mine își fac, bă, vedeți ăștia cu reclamile la mine, că trebuie să plătiți. Eu nu fac reclamă pe site-urile voastre sau pe paginile voastre, nici nu-mi cereți acordul. Albu Daniel, te salut Alin Savu, Gabi Ștefănescu, bineînțeles. Mihai Bogdan, Uzun Florin, Uzun Livius și Florin Florin, chie tata, cățare! Mi-a plăcut. Și acum, bă, și-ați văzut, bă, tăi vorbiți proștii, tăi vorbiți. Eu vă arăt frumos reprezentanța Mercedes din Münster, vă arăt câteva mașini, acolo chiar atunci se făcea la Mercedes-ul ăla, Haman, chiar atunci se făcea o filmare pentru reclamă, bă, și eu m-am băgat cu tupeu acolo. Vă n-ați văzut cameraman din ele. Numai ca să vă arăt vouă mașina, nu de la distanță, de aproape. Și îmi spune, păi voi sunteți, bine, nu toată lumea, că prietenii din listă am văzut eu ce mașini are. Alex Alecu și alții și alții. Dar voi jigodiilor din lista neagră, roagă-mi ia-ți carul, păi voi vedeți mașini la televizor, dar la televizor le vine de așa. Nelson vi le arată de aproape, bagă camera acolo până tăt. Dar nu tu ne-am dat bășână, măi. A? Cum? Să mă sărut, Poponașa! Să mă sărut!
Încă nici acum nu mi-am revenit bine. Cred că trebuie să mai dorm o tură și apoi către dimineață. Bine e tot. Nu știu că mai viu în Germania, dar și drumurile astea sunt obositoare. Nu e așa ușor, numai hai, dar și că ăsta. La fotbal, stați să mă uit acum. Stați să vedem care, ce și cum. Cât s-o termina Chelsea, mă? Cât, Robo? 2-0. Nu, dar 3-a lans gol. Nu, acolo a fost offside în ultimele minute. Ambele marchează, mâncava, așa-mi pus. Ai futui, mama, mă, zis să-i fut. N-a uitați, bă. Am pus ambele marchează, mă, l-a anulat golul, mă. Da. Și-am pus plus 3 goluri. Dar nu-i bai. Lobu! Cere la mătea cardul, să-mi dai cardul. Să-mi bag 50 de lei, să iau 50 de lei de la Liana, să pot să pariez. Stai că vă dau eu un meci două. Futu-i mama măsii să-i fut. Ioi. N-au anulat golul, bă. Yeah. Unde e lupa? Aici, las că am găsit-o. Bă, nu. Bine, cred că ăștia poate să-mi vadă codul. Bine, hai. Să nu-mi luați codul, bă. Vă sunteți în stare tridimensional să vedeți cum tasteți acolo. Ioi. Ce-a luat? Să ai grijă, vii acasă să dormi. Serios. Liana, pregătește-te că rămânem singuri.
așteptat să depun 50 de lei. Depuneri fonduri credit. Bun. Cererea pentru depunere a fost procesată cu succes. Valoare plății de 50 de lei. Așa. No? Și acum să vedem. Fiți atenți aici, un meci care îl lovesc din prima. Așa, la urgență. Ia să vedem steaua. Minutul 21. 0 la 0. Cartonaș roșu la ăia. Espanyol cu Betis, nimic. O să mă piș. Ioi. Așa. N-o să viem. Păi degeaba să viem, că încă nicio mișcare. Are rost să pui la steaua prima repriză păstie. Să viem ce cot are. O mai așteptăm un pic. O mai așteptăm un pic să viem. Steaua București. Așa. Din Peru. Așa. Betis cu Espanyol. Le pun acolo deoparte ca să știu, să vedem dacă lovesc ceva. Pilțăr. Din Chile, Chile, din Grecia le pun deoparte. Și din Ucraina. Nu o să vedem acum ce punem. Am ales aici o trupă impresionantă. Ce să pui la steaua, bă? Păi n-ați văzut că joacă ea fără un om și e 0-0. Cu Iașu. Hă? Ce tezaur, bă? Ce te întrebi tezaur? După minutul 80 de steaua gol. Piatră la Ucraina. Stal cu dinui praia. O egalat acum. Minutul 71. Peste 2,5 are cotă de 2,5. Ia să o bombardez.
O mai las un pic. Prisecarul Cătălin, mersi, eu de pe telefon vă citesc, nu mă mai uit acolo. Vlad Râjan, sigur. Tu-i mama măsii. Nu dă steaua gol. Puneți la PAOK cu AEK Atena peste 0,5 goluri în minutul 70. Buf. Buf. Uți. PAOK AEK Atena. Următorul gol AEK Atena, cota de 5,50. A spus și pe aia, băi, de la Ucraina, Stancu din Ipră, peste 2,5. Puneți că le umfli. Minutul 71-73. Așa. Și pe Betis. Betis, PAOK și Dinupro. Astea trei. Am o să dai gol. Betis în minutul 78. Ioi. Yo-ho-ho-ho-ho. De unde nu salut? Speriam-o că dă. Ce nu dă, mă? Mai are Ștefan Andrei, mai are Bumba de Roma. Pe casa pariurilor. S-o lua pe băișoara curentul? Hai mă, PAOK, Betis, dați gol! Măi, tata, avla, ce avla pe carul meu să-mi sugă? Mamă, câte cartoni, ăștia joacă pe cartonașe? Din 3 meciuri de nu prin niciunul. Mersi, Presicariu Cătălin.
Nu-l mai spar telefonul. Cum nu știți contul de Facebook, mă? Uite aici contul de Facebook. Lasă că dacă ai golit cardul, umpli tu iară. Hai, mă, dați gol, că mai sunt un pic, mai este un pic, bă. Din trei echipe n-a dat gol niciuna. Ștefan 7, te salut! Alexandre, nu știu. Nu știu, dar nici nu intru pe aplicații, că zice că sunt virus. Nu uitați, mâncava și ce meciuri am ales, că nu mișcă niciuna. Bată luna singură să dea egul. Din trei, că le-am pus toate trei pe un bilet, după aceea le-am pus două cu două și separat câte unul. Ele prind toate trei. Să-mi ninunează ninunea de ele. E prind numai unul, e prind două, miau. E nu prind niciunul, hau, 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 hau. Pe Betis aia cu spanioli, minutul 8 și trimă cavaș. Mă devorează. Nu știu. Salut, Claudiu. Ușor Bogdi am pus. Nicodat Steaua gol. Ioi, și n-am pus pe ei. O să sără că din minutul 80 să dă. Na. Din minutul 80. Ui, ce bine era de puneam pe Steaua. Na. Așa-mi trebuie. Am pus pe sugătoarele astea. Hai, suje-mați în botă să mă sujeți. 7000 de ani. Te salut, Marius Moroianu. Ușor cu croitor pe televizor, că-ți dau blocaj. Mm-hmm.
Păi lasă tata că trebuie să mă duc urgent. Ne auzim mâine cu o poveste faină.